Așteptarea la sfârșit, băieți și fete, tocmai ce a apărut Skibidi Toilet 57 partea a doua și fiți foarte atenți că acesta este cel mai lung episod Skibidi Toilet de până acum. Are aproape 2 minute. Și după cum puteți vedea, începe cu cameramanul ăsta care... Oh, shit. Ok, o să ne uităm la tot videoclipul și o să încercăm să găsim secretele, fraților. Chiar sunt curios, gen. Bun. Oh, shit. Bun, deci acum cred că o să vină marea bătălie între Titan, cameraman și speakerman. Mamă, ce a făcut, bă, l-a dat jos, ești nebun. Oh. Cine credeți că o să câștige, bro? Eu, sincer, cred că Titan, cameraman. Adică, dacă v-ați uitat la toate episoadele mele cu Skibidi Toilet, știți că eu consider că Titan, cameramanul e cel mai tare. Și-mi susțin părerea. Shit, brother. Oh. Oh my god, brother! Bă, voi vedeți? Bă, ăsta-i prea tare! Frate, v-a zis că e cel mai tare. Da, și asta e tare. Hopa! Hopa! TV-ul mâine acolo? O să-l deconecteze? Probabil că da. L-a deconectat. Asta l-o moară acum, fraților, sau îl face pur și simplu un speakerman bun? Că speakerman ăsta acum, în cazul în care nu știți, este infectat, de-aia se bate cu Titan, Titan cameraman. Oh my god, nu. Oh my god, nu. Uite-l pe ăla. Oh my god, bă, ce se întâmplă cu fața lui ăsta? Bă, dar stai, ce a făcut ăsta, men? Bă, ăsta de ce n-a făcut nimica, fraților? Uitați-vă la cameramanul ăsta. Ăsta stătea aici și se uita ca prostul. N-a făcut nimica, n-a tras, n-a făcut nimica. O fi că ăla e un trădător? Hopa, ce s-a întâmplat? Fraților, ce s-a întâmplat? M-am uitat, a murit. Gata? Gata? Speakerman acum o să fie de partea lor? Oh my god. Mamă, bă, da, voi vedeți, frate, uite, gen, asta nu știu dacă neapărat e, se cataloguează ca un easter egg, dar voi vedeți, uitați-vă cât de micuț e cameramanul ăsta și cât de mare e doar papucul lui Titan TV Man, bro. Uitați-vă, bă, la mic. Speakerman, acum ți-ai revenit, frățioro, acum ești de al nostru. Acum ești înapoi de al nostru. Acum, gata, nu mai vrei să-i omori pe ăștia. Îi pare rău, vă dați seama. Pleacă de aici. N-a face ce să facem, bă. Bă, foarte bine că a făcut chestia asta, dar e nașpa că speakerman a făcut foarte mult rău. În timpul ăsta, când timpul a fost infectat, cred că a făcut ce mai mult rău, a făcut mai mult rău decât toaletele Skibidi, ești nebun? Nu știu neapărat dacă am observat toate secretele din noul episod Skibidi Toilet, fraților, însă știți că noi reacționăm la seria asta în care ne arată secrete pe care 100% nu le-am observat în alte episoade Skibidi Toilet. Și am ajuns până aici. Până acum chiar am fost șocat, fraților. Deci uitați-vă și vedeți dacă până acum nu v-ați uitat. Uitați-vă să vedeți de niște chestii, bă, 100% nu le-a observat nimeni, ești nebun? Ok. Brown toilet, ok, cred că știu ăsta. Da, da, mi-aduc aminte și acum vine ăștia. Vine speakermanul ăla mare, bă, deja le știu, ești nebun. Let's go, baby. Oh. Oh, nice. Bravo ție, frățioro. Asta e mafia toilet. Mafia toilet ăsta. Grinch toilet. Oh, shit, da. Asta e mafia toilet. Bro, what? A dispărut ăla? Bă, frățul, ia stai puțin. Bă, ăla a dispărut, Grinch toiletul, așa deodată? Asta mi se pare ciudat. Uitați-l aici și după ce s-a întâmplat cu el, bro. Glitch toilet? A dispărut! Unde s-a dus? Aha, uite! Aici când speakermanul era bun. Mafia pleacă, bă, de aici. Bă, fraților, dar unde s-a dus Glitch toilet? Human skin! Oh my god. Camera woman. Ok, am mai văzut-o pe camera woman câteodată. A book about the Skibidi toilets. Wow, ce tare. A, uite glitch toilet-ul.
Oh, shit. Ăștia s-au panicat, vă dați seama, n-au mai văzut așa ceva. Shit, shit. Camera woman. Oh my god, bro. Am și uitat de asta. A, uite, ăsta a fost ținut captiv, decapitated corpse of cameraman. Oh my god, acel cameraman a fost decapitat, băi și fete. Gen, uitați-vă camera lui aici. Gen, camera e capul lui, logic. Și a fost decapitat, bro, holy shit. Ok, asta e trist. Uite-l pe omul scientist. Aha, și aici face o chestie, este partea în care au început să vină paraziții ăștia micuți. Cred că despre asta este vorba aici. Când au început să vină paraziții micuți. Reflexia lui! Nice! Mocking Jester. A, uite! Și acum face e prima dată... Oh my god, uite! Parazitoia. Asta cred că e prima interacțiune a cameramanilor cu chestia asta. A large toilet is too large cameraman. Oh my god. Mamă. Oh my god, băi, șfete. Acolo cine e? A, acolo e omul de știință, da. Diavolul care a făcut toate astea. Nice. Get down, loser. Shkibidi. Te-ai cam dus, bă, Shkibidi. Hopa, s-a enervat ăsta. Asta nu poate să fie bine. When infected... Ah, ok, deci când este infectat se schimbă culoarea, am înțeles. Ne-am dus toți. Mamă, ia vedeți. Oh my god, bă, frate, bă, oh my god. Acum realizez cât de important a fost episodul ăsta pentru noi. Bă, băi și fete, voi vedeți, deci ăsta, deci... Aici sunt toate episoadele Skibidi Toilet. Adică de la jumătatea serii, nici măcar jumătate, n-am ajuns la jumătate. Ăsta este posedat. Păi voi vă dați seama și acum s-a deposedat, na, s-a degliciuit, era gliciuit. Oh my god, bro. Mamă, deci astăzi chiar este o zi foarte importantă pentru Skibidi Toilet. Acum realizez, abia acum realizez, fraților, eu chestia asta. YouTube. YouTube logo. Bă, abia acum realizez, fraților, vă dați seama. Prost eu, că nu mi-am dat seama până acum, dar na. Ce vrei, mă? Shkibidi, cavale, baby! Uite-l pe ăsta, pleacă, mă, dice ciudatule. His hands, mâinile lui sunt deformate, da. Vezi să nu! Nu știam! Nice. Scoate-l pe fraierul ăsta. Asta a fost prima apariție a lui TV Man. Mamă, dar a fost văzut atât de puțin, fraților. Nici măcar nu-ți dădeai seama aici de bun. Atât de puțin a fost văzut. Back to normal. Oh. Ah, păi deci au fost deformate ca un fel de efect advers pentru faptul că era infectat. Nu? Cred că da. Mamă, uite-i pe ăștia. A, și acum, acum cred că au făcut ei arma asta. Nice. Da, acum au făcut ei arma asta. Au făcut arma asta ca să-i scoată. Mamă. Da, degeaba, bă, frate. Vă dați seama că atât de mult timp s-au luptat cu ăsta și astăzi, în sfârșit, l-au dovedit. Fugiți. A doua apariție a lui TV Man. Oh my god.
cameraman care mănâncă snack-uri. Știți că a mai fost asta și la începutul, și la episoadele de început. Am mai văzut chestia asta cu o cameraman care mănâncă. A treia apariție a lui TV Man. Ce ai făcut, bă, frere? Bravo! Bravissimo! Bravissimo, brother! Bravissimo, bravo! A patra apariție a lui TV Man. Oh my god, fraților! Eu sunt gen 100% sigur că am mai văzut un videoclip cu secrete de ăsta în care asta era trecută ca a treia apariție. Deci înseamnă că persoana respectivă a arătat o apariție. Oh my god, știm asta. Ciudatule, pleacă de aici, bro! Get out of here! Mamă, ce-a făcut ăsta? Mamă, dar ce toaletă ciudată până acum! Adică, ba, am văzut-o și în Minecraft ăsta. Ok, asta nici nu mai știe ce să facă. Asta în continuare distruge orașul, man. A toilet holding with a tank. Se bate cu tankul, toaleta. Dă-i! Mamă, hai că ai mai dat dacă a fost ceva. Hai că ai mai dat, frățiorul. Oh my god, frățior, și... aici cred că este prima apariție a lui TV Man, nu? Nu? Aici e prima apariție a lui TV Man, dacă nu mă înșel. Prima apariție oficială. Că a mai apărut. Uite. Da, mă, da, aici a apărut TV Man prima dată. Holy shit. Da, mă. Let's go. Aici a apărut TV Man prima dată, fraților. Uite, asta dansează. Wow, ce tare. Să fii martor la așa eveniment. Nou sistem de protecție, știm asta. Respect, TV Man. Și aici face el fața aia lui. Wow. Da, și trebuie să dai pe reverse mod ca să-ți dai seama ce zice TV Man. Asta deja o știe toată lumea, bănuiesc. Wow. Mamă, uitați-vă la ăștia, fraților. Ok, iar a zis ceva. Protection from TV Mans. Asta e protecția la TV Man. Uai, îi distruge pe ăștia, ești nebun. Let's go, baby. Și ce a zis ăla? A zis ăla ceva la început. Fă ce ți se spune. Nu încerca să faci peșmecherul, fă ce ți se spune. Să porți ochelare, zice. Nu zice să fii cu ochii în... Fă-ți-o, dar să nu-i gen să fii cu ochii în 4. A, ba nu, a, să pui ăsta. Triple bed tab. Oh my god, asta este prima apariție a Titan TV Man-ului. Holy shit, băieți și fete! Auziți, frate, deci fiți atenți. Aici vom ghide episodul ăsta, mai păstrăm secrete și pentru alte episoade. Am o întrebare pentru voi, băi, și o întrebare la care... Deci chiar vreau să vă gândiți, fiți atenți. A fost prima dată cameraman, speakerman, TV Man. Care credeți că o să fie următorul personaj de ăsta nou? Știi, gen personaj nou, cum a fost TV Man, speaker man, gen calculator man, sau care credeți că o să fie următorul personaj nou din Skibidi Toilet?